Vă salut! În minutele următoare vă prezint 100 de reguli din codul bunelor maniere și vă provoc să-mi scrieți în comentarii câte din aceste reguli nu știați. Vă prezint cele 100 de reguli. 1. La spectacole de teatru, operă, gale sau expoziții, vom merge îmbrăcați elegant. Regula 2. Când ne întâlnim cu cineva pe stradă, nu vom rămâne în mijlocul străzii sau în mijlocul trotuarului. Regula 3. Nu ne vom întrerupe niciodată interlocutorul în cadrul unei discuții. 4. Autoprezentarea se obișnuiește frecvent, în diferite ocazii, într-o societate mai numeroasă, la solicitarea unei vizite, la prezentarea în fața superiorului pe care încă nu l-ai cunoscut. 5. Într-un restaurant sau bar, bărbatul va intra mereu primul. 6. Când strănutăm, tușim sau căscăm, se pune întotdeauna mâna la gură, indiferent de distanța sau de relația pe care o avem cu o persoană. Este indicat să purtăm mereu la noi șervețele sau batistă. 7. La intrarea în mijloacele de transport în comun, întâi sunt lăsați să iasă afară cei care coboară, după care vor intra ceilalți pasageri. 8. La masă se va aplica regula gheișei. Nu suflați în mâncare sau ceai sau cafea. Așteptați să se răcească. 9. De fiecare dată când o doamnă se ridică de la masă sau se așează, toți bărbații trebuie să se ridice odată cu ea. 10. O doamnă nu va intra niciodată singură într-un bar sau local în care se vând cu predilecție băuturi alcoolice. 11. Bărbatul este prezentat femeii, cel mai tânăr celui mai în vârstă, iar gradul mai mic celui superior. 12. În mijloacele de transport în comun, dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va cumpăra biletul și îi va oferi locul de lângă geam. Dacă există doar un singur loc liber, el va fi oferit doamnei, iar domnul va rămâne lângă ea, în picioare. Niciodată nu o va părăsi, grăbindu-se să prindă un loc liber când se ivește ocazia. 13. A nu se răspunde la gestul celui care întinde mâna este în sine o ofensă, chiar mai gravă decât cea de a nu saluta. 14. Punctualitatea, atunci când suntem invitați la masă, este deosebit de importantă. 15. Nu așezați coatele pe masă. Dacă folosiți doar o mână, așezați-o în poală. 16. Întotdeauna salutul trebuie însoțit de un zâmbet. Când salutăm, trebuie să-l privim în ochi pe cel salutat. Nu salutăm o persoană stând cu spatele către persoana respectivă sau privind spre cer sau pământ. 17. Nu vorbiți cu gura plină. Mestecați cu gura închisă. Mulțumiți chelnerului când vă servește. 18. Cum să taie mâncarea din farfurie? Bucata de mâncare trebuie tăiată exact lângă furculiță. În plus, se taie numai pentru o înghițitură, nu se fac soldăței. 19. Nu vorbiți la telefon în timpul mesei. Dacă primiți un apel foarte important, trebuie să vă scuzați și să vă ridicați de la masă. 20. Nu salutăm ținând mâinile în buzunar sau cu gura plină. Nu salutăm făcând gesturi ample nefirești. 21. După ce terminați de mâncat, nu împingeți farfuria spre colțul mesei. Așteptați să vină chelnerul să o ia. 22. Nu se apelează oameni la telefon înainte de 10 dimineața, între orele 13-17 și după ora 21, cu excepția celor apropiați cărora le știți program. 23. O convorbire convențională nu trebuie să depășească 5 minute. 24. Dacă un cadou nu ne place, ne vom ascunde nemulțumirea. 25. Bărbații nu trebuie să țină geanta unei femei. Pot duce doar paltonul. 26. Nu se duc flori bărbaților decât dacă sunt la spital. 27. Nu salutăm grăbit, ci cu aerul că suntem preocupați de ceva. 28. Băieții trebuie să-și scoată căciula de pe cap când salută.
Formulele cele mai des folosite sunt bună ziua, bună seara, bună dimineața. Între prieteni sau colegi se folosesc de regulă bună, salut. Niciodată nu vom saluta o persoană mai în vârstă cu bună sau salut. 29. Se salută cu bună dimineața până la ora 11 dimineața, cu bună ziua după ora 11 și până la lăsarea serii, iar apoi cu bună seara. 30. Când se intonează imnul de stat în locuri publice, ne ridicăm în picioare, luăm o poziție decentă, băieții își scot căciulile și se ascultă în perfectă liniște. 31. Prețul de pe cadouri va fi înlăturat cu grijă. Excepție fac discurile și cărțile. De pe acestea prețul nu se șterge, cartea nu se atinge. 32. Într-o discuție trebuie să se evite subiectele. Vârstă, avere, certuri de familie, religia, aventurile amoroase, onoarea și disgrația. 33. Bărbații, spre deosebire de femei, pot mânca sushi și cu mâna, nu doar folosind bețișoarele. 34. Cel care primește un dar îl va deschide în fața musafirului și nu-i va strica bucuria, protestând că este prea scump, că nu trebuia, sau mai rău, că nu-i place, nu-i trebuie, că nu-l poate accepta. 35. Când distanța sau zgomotul nu ne permit să salutăm verbal, atunci salutăm printr-o ușoară înclinare a capului. 36. Băieții salută primii fetele. Bărbații salută primii femeile. Copiii sau persoanele mai tinere salută persoanele mai în vârstă. Când intrăm într-o încăpere, îi salutăm pe cei aflați deja acolo. Când ne prezentăm unui grup, salutăm primii. După ce ne salutăm, nu întrerupem discuția în care sunt antrenați membrii grupului. 37. Întotdeauna cel care merge îl salută pe cel care stă pe loc, iar cel care se află într-o mașină pe cel care este pieton. Dar întotdeauna nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă regulă cere să fim salutați. A saluta este o dovadă de politețe. A aștepta să fii salutat este o dovadă de impolitețe. 38. Bărbatul va merge întotdeauna la marginea dinspre strada trotuarului, în momentul în care merge alături de o femeie sau mai multe femei. Dacă sunt doi bărbați și o femeie, atunci aceasta va sta la mijloc. 39. Întotdeauna se întreabă unde este toaleta și nu se folosesc alte cuvinte referitoare la aceasta, cum ar fi baia. 40. O femeie nu poate fi lovită nici măcar cu floare, nici măcar în glumă și nici nu se poate insinua lovirea unei femei. 41. Este elegant să te prezinți singur într-un cerc mai larg de oameni, dacă nu are cine să te prezinte. 42. În spațiu public, dar și acasă la cineva, se întreabă întotdeauna unde este toaleta, nu unde este baia. 43. Călătorii care coboară din tren sau autobuze au prioritate. 44. Bărbații și tinerii trebuie să ofere locul bătrânilor, invalizilor și femeilor, în mod deosebit femeilor însărcinate. 45. Aduceți gazdei un dar, cât de simplu, mai ales dacă mergeți prima dată în vizită la ea acasă. Un buchet de flori, o sticlă de vin sau dulciuri și fructe sunt printre darurile uzuale. 46. Participați la discuție și nu lăsați conversația să se întrerupă. Tăcerea poate fi interpretată de plictiseală sau ostilitate. 47. Femeile se așează primele la masă, apoi bărbații, iar când o femeie se ridică, bărbații prezenți trebuie să se ridice și ei în semn de respect. 48. Nu se suflă în ciorbă sau în ceai. Se așteaptă până se răcește mâncarea și se servește. 49. Nu se mestecă mâncarea cu gura deschisă. 50. Cadourile se oferă într-un ambalaj curat și bine împăturit. 51. Florile nu se oferă în ambalajul de celofan în care le pune florărea sa. Este mult mai elegantă o simplă fundă care leagă codiță. 52. Femeia care primește flori trebuie să le pună imediat în vază ca semn de apreciere. 53. Cel care primește un cadou trebuie să-l desfacă în fața musafirilor și să-și exprime încântarea și mulțumirea chiar dacă nu este pe gustul lui. 54. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când aveți oaspeți este să le arătați unde este baia. Acest lucru va evita stânjeneala de a cere voie în fața altora. De asemenea, se pot reîmprospăta dacă au nevoie. 55. Dacă o femeie stă pe scaun, nu ar trebui să-și încrucișeze picioarele. Genunchii ar trebui să fie ținuți strâns și apoi să înclină în lateral. Își poate încrucișa picioarele numai dacă pune un picior în spatele celuilalt.
56. Amintiți-vă că la locul de muncă nu trebuie să puneți geanta pe masă, nici pălăria, nici trusa de machiaj. Găsiți un alt loc pentru toate acestea. 57. Nu răsturnați niciodată conținutul poșetei pe masă. 58. Obiectele mari, cum ar fi umbrele, genți sau serviete, ar trebui lăsate într-un vestiar, cu excepția cazului în care acestea conțin ceva valoros. O femeie ar trebui să-ți țină poșeta în permanență cu ea. 59. Dacă un bărbat și o femeie nu se cunosc suficient de bine, nu ar trebui să stea pe bancheta din spatea mașinii. 60. O postură bună este o parte vitală din aspectul unei doamne. Asigurați-vă că adoptați o poziție verticală, indiferent dacă stați în picioare sau stați jos. Și evitați să stați cocoșată cu orice preț. Cocoașa este un semn de lene și maniere proaste, așa că asigurați-vă că vă mențineți coloana vertebrală dreaptă și capul sus. 61. Când femeia se urcă în mașină, trebuie să se așeze pe marginea scaunului, apoi să-și tragă picioarele în interiorul vehiculului. Când iese din mașină, ar trebui să pună mai întâi picioarele pe pământ și apoi să iasă din mașină. 62. Eticheta feminină este referențiată de eticheta masculină. Cu alte cuvinte, în funcție de codul vestimentar pe care îl poartă bărbatul, femeia trebuie să aleagă o îmbrăcăminte care este în concordanță sau care se îmbină bine cu cea a bărbatului. 63. Femeile au libertate vastă de a alege articole de îmbrăcăminte atunci când actul sau evenimentul la care participă necesită purtarea de etichetă, deși ar trebui să fie întotdeauna guvernate de bunul gust, de anumite orientări de moderație și ocazional de modă. 64. Nu arătați nimănui conținutul genții. Aceasta este super personal și nimeni nu ar trebui să intre în mica voastră lume. Acest lucru este de bază pentru regulile de etichetă, deci nu uitați niciodată. 65. În conformitate cu codul bunelor maniere, femeia stă în dreapta bărbatului. 66. Când o doamnă se ridică, ori se așează la masă, bărbatul trebuie să se ridice odată cu ea. De asemenea, un domn se ridică de fiecare dată când într-o încăpere intră o doamnă. 67. La urcarea și coborârea scărilor, bărbatul își acoperă însoțitoarea urcând cu una sau două trepte, aflându-se în fața sau în spatele ei. 68. Intrând într-o încăpere, bărbatul trebuie să ajute femeia să-și dea jos haina, iar la ieșire este necesar să o ajute să o îmbrace. 69. Nota de plată. Un gentleman achită nota de plată la restaurant. În cazul în care femeia insistă să împartă cheltuiala, bărbatul va evita o discuție și va accepta propunerea, fără să facă însă o socoteală în detaliu. 70. În prezența femeii, bărbatul nu trebuie să fumeze fără acordul ei. 71. Punctualitatea este o dovadă de respect față de ceilalți. Bărbații trebuie să ajungă la întâlnire mai devreme cu câteva minute față de ora stabilită, indiferent că este o întâlnire de afaceri sau cu femeia iubită. 72. Bărbatul este cel care comandă la restaurant, dar fără să aleagă și meniul partenerei, ori să facă semne disperate chelnerului. 73. Este nepoliticos ca un bărbat să urce scările înaintea unei femei. Domnii au voie să treacă în fața persoanelor de sex feminin doar atunci când acestea poartă o fustă foarte scurtă. 74. Un bărbat galant se aplacă și ridică lucrul scăpat de o doamnă pe jos. 75. Este de prost gust ca un bărbat să fumeze în timp ce alții mănâncă, ori să vorbească cu țigara în gură. 76. Codul bunelor maniere spune că un gentleman deschide și închide portiera când o femeie urcă sau coboară din mașină. 77. Nu se folosește telefonul mobil la masă. Este de prost gust, mai ales la o primă întâlnire, ca bărbatul să stea tot timpul cu ochii pe mobil, ori să aibă convorbiri în fața partenerei. 78. Un bărbat manierat își ajută partenera să se așeze la masă, potrivindu-i scaunul. Domnul se va așeza la masă față în față cu persoana de sex feminin. Un domn își va ajuta întotdeauna partenera cu haina, atât la intrarea în local, cât și la plecare. 79. Un bărbat care adoptă o ținută elegantă nu poartă șosete albe sau sport. Șosetele cu model nu sunt potrivite pentru adulți, ci pentru copii, iar bermudele nu se potrivesc cu pantofii de oraș. 80.
În lift, bărbatul este primul care intră, iar la ieșire femeia iese prima. 81. Este necesar să sprijin brațul unei femei dacă s-a împiedecat sau a alunecat, dar în mod normal este o decizie care îi revine acesteia. 82. La intrarea și ieșirea dintr-o încăpere, un cavaler deschide ușa femeii, iar el merge după ea. 83. Pe stradă, un bărbat trebuie să meargă întotdeauna în stânga doamnei. În partea dreaptă pot merge doar soldații care trebuie să dea onorul. 84. Orice femeie, indiferent de vârstă, trebuie ajutată să ducă obiectele mari și gențile masive. În aceste lucruri nu sunt incluse poșeta, haina de blană sau mantoul, cu excepția cazului când din motive de sănătate nu este în stare să le ducă singure. 85. Codul bunelor maniere la prima întâlnire spune că bărbatul este cel care se va oferi să achite nota de plată. Deși această regulă nu este respectată, este întotdeauna politicos să vă oferiți să achitați nota de plată. 86. Din mașină, bărbatul iese primul, ocolește vehiculul și deschide ușa din partea pasagerului, ajutând femeia să coboare. 87. Luând în considerare faptul că bărbatul conduce singur mașina, ar trebui să deschidă ușa femeii și să-i sprijine brațul pentru că aceasta să se așeze pe scaunul din față. Dacă ambii trebuie să iau un taxi, bărbatul deschide ușa din spate pentru ca prima care urcă în mașină să fie doamna, iar el, respectiv, se așează lângă ea. 88. În timpul unei conversații, bărbatul nu trebuie să-și țină mâinile la piept sau să le țină în buzunare. De asemenea, nu trebuie să învârtă în mâini diferite lucruri. Este o lipsă de respect față de persoana cu care discută. 89. Când terminați de mâncat, așezați șervețelul în partea stângă a farfuriei. Poate fi și pe partea dreaptă, niciodată deasupra. 90. Șervețelul este așezat pe poală dacă este mic. Poate fi deschis complet și dacă este mare. Rămâne îndoit spre dumneavoastră. 91. Dacă doriți să împărtășiți mâncare, folosiți o nouă farfurie, nu a dumneavoastră. 92. Nu folosiți niciodată scobitor la masă, în niciun fel. 93. Nu atârnați șervețelul în jurul gâtului. 94. După ce ați terminat de mâncat, nu îndepărtați farfuria și nu o îngrămădiți. Așezați furculița și cuțitul în poziția ceasului. Ca 24. Cu furculița orientată în jos și cu cuțitul spre marginea spre interior. 95. Dacă după analizarea meniului, dacă există îndoiel cu privire la oricare dintre felurile de mâncare din meniu, nu ezitați să întrebați chelnerul despre compoziția lor și orice alte informații pe care le considerați de interes înainte de a vă aventura să comandați ceva ce nu vă place. 96. În cazul în care există femei la masă, acestea vor fi cele care comandă mai întâi. 97. Bucatele scumpe nu trebuie comandate ca oaspete, cu excepția cazului în care gazda noastră ne spune sau nu o recomandă. 98. Nu trebuie să fie comandate mai mult de două feluri de mâncare într-o masă. Dacă gazda este înclinată să comande un anumit fel de mâncare pe care ne-l recomandă și nouă, putem comanda același fel de mâncare. La fel se întâmplă și în momentul desertului. În acest moment al desertului, nu ar trebui să comandăm niciun fel de lichior scump sau băutură importantă decât dacă gazda ne invită să facem acest lucru. De asemenea, putem lăsa chelnerul să ne sfătuiască cu privire la specialitățile casei. 99. Este un obicei foarte prost să priviți insistent oamenii aflați în tranzit, precum și să întoarceți capul pentru a-i privi pe cei care au trecut. 100. Nu treceți niciodată între două sau mai multe persoane care s-au oprit să vorbească. Dacă este inevitabil, cu toată amabilitatea, să spunem, îmi dați voie. Și regula 101, nu faceți niciodată observații cu privire la codul bunelor maniere. Acestea au fost regulile. Dacă v-a plăcut materialul de astăzi, vă rog să dați un subscribe și să apăsați clopoțelul. Pe data viitoare!